o dată. Acum, ci că trebuie să zic că bine ați venit la Omul Cult, o nouă ediție. I avem aici pe Irina Săulescu, Dragoș Bucur, Alexandra Olivoto. Vom vorbi despre Polițist Adjectiv, evident, cel mai mult, dar încercăm să vorbim și despre alte filme, despre ce vă place, ce ați mai văzut, ce ați mai citit, tot. Tot, vrem să știm tot despre voi. Și vorbeam, făceam noi un plan înainte, ziceam să începem cu Vaslui. Pe mine m-ar interesa foarte tare cum vi s-a părut orașul ăla, oamenii ăia. Mă interesează, sincer, pe mine mai puțin contactul cu snobii de la Cannes decât cu oamenii de la Vaslui. Deci cum erau oamenii ăia din sală? Sau de pe lângă sala de cinema? Irina. Mie oamenii s-au părut dulci. Dulci? Da. Sunt foarte cald, și foarte... Sunt exact ca în filme, da? Da, da. Și probabil și din cauza graiului mi s-au părut dulci. Mm-hmm. Sunt foarte calmi și calzi și relaxați și timpul acolo parcă se scurge ca în film. Deci e cu totul și cu totul alt ritm. E liniște, multă. Felul în care merg pe stradă, așa, e altul. Uh-huh. E foarte relaxantă experiență la Vaslui, vă recomand. Bine, eu sunt din Moldova, nu am fugit de experiența asta. Poate mi se pare cool. Venim din București, da, se pare o relaxare, așa. Dragoș? Eu am mai fost în Vaslui de câteva ori până acum. Odată am fost cu lucru, am filmat Visul lui Liviu acolo. Uh-huh. Asta acum... 6 ani, 5 ani, 6 ani, nu știu când. Adică nu e un oraș nou pentru mine, Vaslui. Mai ales că are multe cadre pe afară, pe blocuri. Da, da. Și spre deosebire de asta am fost mult și în cartiere, mă rog, în marginea cartierului. E foarte frumos să stai în Vaslui 3 săptămâni, știi, o lună. Dar după o lună, dacă ești din București, nu mai reziști. Vrei mișcare, vrei aglomerație, vrei... Ce mi se pare foarte mișto și cum ziceam înainte de emisiune, coios, e că a ales Cornel să facă premiera acolo. Da. Și asta nu înseamnă că dă peste nas Bucureștiului și oamenilor de film și ce. Chiar avea o datorie. Dar, da, exact, despre asta e vorba, știi? El de acolo își trage... subiectele, majoritatea oamenilor care îl ajută sunt din Vaslui, a avut foarte mult suport de la structurile de stat și, mă rog, tot ce ține de organizare, poliție, clădiri și așa mai departe, au fost de acolo și foarte, ce zic, apartamentul nostru este al unui amic din Vaslui, chioșul, așa mai departe. Ca o familie. Da, și se pare mișto că a zis, băi, voi m-ați ajutat cel mai mult, uite, vă ofer chestia asta într-un fel. Știi? Mm-hmm. Și cum era? Au venit oficialități? Da. Primari, polițiști? Da. Primarul nu știu dacă a fost, dar cred că a fost prefectul, au fost șefii de poliție de pe județeană, de la ce am mai fost pe acolo judiciar, au fost oamenii care ne-au ajutat cu tot felul de sfaturi și de acolo chiar din Vaslui și foarte ok așa, știi că deși nu sunt oameni de meserie, nu sunt nici regizor, nici actor, nici scenarist și așa mai departe, au un ochi foarte cinstit așa și corect, mai ales o privire corectă pentru genul ăsta de film. Au apreciat realismul situațiilor, știi? Ceea ce e mișto și e flatant așa că oameni din meserie au observat anumite chestii. Acum, dacă oricum numai pe parte de poliție și de legi și de reguli și așa mai departe, lăsând la o parte celelalte. Mie mi-a plăcut mult ce s-a întâmplat acolo. Hai să vorbim puțin despre niște figuri de polițiști locali, pentru că era unul dintre ei era absolut spumos. Liviu. La Liviu mă refer. Din poliția locală de la Vaslui. Stand-up comedy. Da. Lumea nu-l cunoaște pe Liviu. Liviu e un tip foarte deștept. Și ce îmi place la el e că niciodată nu încearcă să dovedească chestia asta prin seriozitate sau dacă tu zici ceva, încearcă să îți răspundă nici într-un mod elevat, nici să te contrazică. Ai văzut ce show a făcut, are un umor extraordinar și nu poți. După Dana, soția mea care era cu mine la masă, era
era șocată, stătea și se uita așa la aici, spune, ești extraordinar, este extraordinar omul ăsta. Bine, era acolo o masă foarte mare, de 10-12 persoane care se uitau la el și nimeni nu mai răsufla, nimeni nu mai respira. E greu să ții o masă de 12 persoane, e mai greu decât să ții o scenă. Ceva da. A vorbit, a povestit și toți eram... Doamne Dumnezeule, de ce dar n-am avut o cameră? Ce funcție ce are? Că eu nu știu povestea. E la judiciar. El pe judiciar, da. Nu știu gradul. Aha. E nu știu comisar. E mare lucru. A zis la un moment dat la masă de nu e exact, dar nu mai e. Am citit undeva un articol reabilitarea lui Garcia. Nu despre asta e vorba în Polițist Adjectiv. Deci nu este vorba despre asta în niciun caz. Dar pe de altă parte, așa, la o discuție e mișto să spui că există foarte mulți polițiști deștepți și foarte mulți profesioniști și în poliția română. Chiar există. Păi, eu am avut un șoc cu unul care m-a oprit odată pentru că mergeam pe interzis puțin, ca să ies undeva. Știm cum e să mergi puțin pe interzis. Și am avut un șoc când m-a oprit omul ăla și îmi vorbea, am crezut că m-a oprit Patapievici. Vorbea foarte corect, foarte mișto. Mi-a zis, păi, ce faci? Eu, bineînțeles, pus să mă iau cu milițianul, cum suntem toți educați. Da, într-adevăr, sunt foarte multe surprize în zona. Da, și schimbă lucrurile. Cred că au puțină dreptate cu reabilitarea lui Garcia. Da, cu ce n-au dreptate, că nu despre asta e film. Da, normal. Nu-l văd susera. Și despre receptarea la Cannes, că trecem din Vaslui în Cannes. Acum atât de scurt drumul. Trebuie să spun. E frumos. E foarte frumos. E copleșitor. E frumos când ești într-o sală numai cu conesori și vezi că sunt wow și aplaudă la lucruri atât de subtile și filmul e despre cuvinte, e despre sensul cuvintelor, iar ei sesizau toate nuanțele și toate lucrurile extrem de subtile din film. Bine, erau conesori, dar a fost senzațional să vezi o sală care se ridică, care aplaudă, care... Nu la toate filmele sunt așa, am înțeles că huiduie, dacă nu le plac, au o atitudine extrem de agresivă dacă nu agrează spectacolul, dar chiar au fost... Wow! Și Cannes pe lângă ăla pe care îl bățim... Cannes e tare frumos și ce oameni mișto ai văzut? Oamenii miște erau oamenii care umblau cu beigiul pe stradă și simțeai că fac parte din familia asta mare cu festivalul și n-am văzut absolut nicio vedetă, dar n-am simțit nevoia. Nu, dar n-am simțit nevoia, că simțeam așa că suntem de acolo, suntem într-o familie, ne plimbăm pe străzi, avem beigiuri, aha, ne vedem la filme, uite și ăsta e de acolo. Foarte interesant. Dar nu, n-am văzut nicio vedetă, n-am fost la nicio petrecere simandicoasă. Dar n-am simțit nevoia. Atmosfera de acolo a fost suficient. M-au plimbat puțin prin port, da. Băr, ce frumos. Foarte frumos. O întrebare pentru Dragoș Bucur. Cum e să filmezi cu Peter Weir? Că iar sărim la altceva. Și când apare filmul? Asta sunt întrebările cititorilor. Da. Ascultătorilor și telespectatorilor. Online-o spectatorilor. Nu știu când apare filmul. Adică nu prea e treaba mea. Unii spun că anul ăsta, în iarna, alții spun că la anul, habar n-am. E mișto să lucrez cu Peter Weir. E flatant așa să și stai și cum la e masă. Colin Farrell? Stai că te pune toată. E flatant să stai la masă cu tot felul de premianți. La un moment dat eram la masă la catering acolo, în pauza de masă și mă uitam așa și DOP-ul Oscar, make-up head-ul, mă rog ăsta, șeful de la machiaj Oscar, șeful de la păr Oscar. Femeia de serviciu Oscar. Femeia de serviciu nu. Nu știu dacă se duc.